ca mama aceea. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Au și doamna Iulia cu curele și cu poartă din mama. Să vă rog așa. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să declar deschise lucrările sesiunii extraordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care a fost convocat în conformitate cu prevederile legii administrației publice locale număr 215. La ședința se citează motivat Sfântulescu Ioan, Jora Aurelian, Vasiliu Moise Daniel. Constatând că la această ședință sunt prezent 31 consilieri județeni din totalul de 34 funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean Neamț, Consiliul Județean, declar ședința ca fiind ca constituită. În conformitate cu prevederile legii 215/2001 a administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal la ședinței ordinare desfășurate data de 20. Nu mai o precizare, domnul președinte, domnul președinte, o mențiune vis-a-vis de o cifră, este corectă, pertinentă și cu modificarea corespunzătoare. Lipsea un zero la alocarea de bani la asocierea cu Iașul, pe care dumneavoastră dați o să o votați. Să știți că mențiunea este acordată de către noi. Mențiunea aceasta, domnul președinte, s-a corectat. Da. La vot, procesul verbal la ședința ordinară. Preș de vot, două de votă pentru, președintele Roan a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și aflată și în mapele dumneavoastră, cu permisiunea dumneavoastră, nu se mai dau citei. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Preș de votă pentru, ordinea de zi a fost aprobată. La punctul 1 al ordinii de zi este scris proiectul de hotărâre privind desemnarea unor persoane. Rog Comisia de Cultură rapoarte analizare la acest proiect. Comisia de Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice Comerț. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot abrogarea celor 7 hotărâri atacate de instituția prefectură, astfel cum sunt acestea precizate în expunerea de motive și proiectul de hotărâre. Pentru abrogarea celor 7 hotărâri a fost aprobată. La acest proiect de hotărâre este necesară desemnarea unor persoane care se referite Consiliul Județean Neamț în cadrul anumitor organisme. Fiind vorba de un vot cu privire la persoane, trebuie să recurgem la vot secret. Supun la vot următoarea procedură de vot prevăzută de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean. Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Este în cabină, din lista candidaților, vor fi barate prin linie orizontală, deci vor fi tăiate numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să-l aleagă. Deci mare. Pe buletin va rămâne nebarat numele candidaților după caz al candidaților pe care dorește să-l aleagă. Supun la vot această propunere. Cu 30 de voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Vă rog să faceți propuneri. Domnule președinte, la secretariat a venit propuneri din partea tuturor grupurilor de consilieri, după cum urmează. De operativitate, știi? După cum urmează. Pentru Comitetul Director al Centrului de Îngrijiri și Asistență Oșloveni, unde trebuie desemnat o singură persoană, este vorba despre domnul Mihai Alexandru. Dacă mai sunt alte propuneri, dumneavoastră... Aveți aici... Am lista completă, da. Cine a făcut? Deci la comitetul, la acest prim proiect, e vorba de grupul PNL, PC, care a făcut această nominalizare.
Alexandru. Deci, domnul Mihai Alexandru. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă mai sunt altele, le trecem de buletinul de vot. Citiți în continuare. La următor... Deci, facem toate propunerile și după aceea trecem la vot. E bine așa? Da, da. Sunteți de acord? Da, da. Bine? De asta am vorbit cu domnul Vasilu, președintele Comisiei de Validare de Votare, astfel încât să avem un singur buletin de vot, o singură strigare și în camera de vot, în astfel că se execută votul toată lista. Ulterior, pentru Consiliul de Administrație al Bibliotecii Chirileanu. E vorba de domnul Fruteanu, din nou grupul PNL-PC. Fruteanu. Dacă vei spune, vor fi și alte propuneri. Dacă vei spune și alte propuneri, vor fi pe lista așa. Dumneavoastră PSD-ul, că el n-au alt. Pentru Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă, Alexandru Roșca, unde trebuie desemnat o singură persoană. Domnul Proscaru Ștefănuț este de la grupul PPDD. Dacă mai sunt alte propuneri, nu mai sunt. Pentru adunarea generală acționarilor societăți comerciale Troleibuzul Neamțul, ne trebuie desemnat o singură persoană. A, deja deci punem mai iar. Vă retrageți la te? Da. A, ok. Deci inițial a fost și domnul Nica, s-a retras grupul PSD, la un EPN mai rămâne domnul Sandu. Pentru că domnul Alexandru este de la grupul PNL-PC. Mai rămâne și domnul... Unde? La Troleibuzul? La Troleibuzul, da. Doresc și, și colegii de la PSD să rămână tot Mihai Alexandru. Dacă dumneavoastră mai aveți o altă domnule? Rămâne domnul Alexandru. Domnul Nica. A, deci, de la Nica. Atunci, vin așa, de la PSD, domnul Nica Vasile. Nica Vasile. Dila, de la PSD. Domnul Mihai Alexandru. Alexandru, de la PC. Domnul Sandu Constantin. De la UDP. De, de, re. De un singur loc. Un singur loc. O singură persoană. Deci este la, la drogul. La drogul trebuie desemnate două persoane. S-au făcut următoarele propuneri. Domnul Smarandei de la PPDD, domnul Tapalagă de la PDL și domnul Iacoban de la UDP. Domnul Vasile. Domnul Vasiliu. Domnul Vasiliu. Smarandi de la PDL. Al doilea. Domnul Tapalagă de la PDL. Și domnul Vasiliu. Și Vasiliu Daniel. La Apaser s-a făcut două propuneri. Dacă mă ascultați, vă rog. Obiectivii și vă rog. Pentru APASER s-a făcut grupul PPDD, a zis domnul Șervan Ciprian, iar grupul UNEPR a zis Antonin Alin. La URTRANS. La URTRANS. La URTRANS s-a făcut de la grupul PDD domnul Vasiloiu Gheorghe și domnul Vasiliu Daniel de la UNEPR. La Comisia de Orientare Școlară și Profesională s-a făcut propunerea de la PSD, doar la Vasile Constantin. Da, Vasile. Mai sunt alte propuneri? PNL-ul, PC-ul, PBD-ul, PDL-ul, UDPR-ul? Nu. La Comisia Paritară, la titular, s-a făcut din partea grupului PSD domnul Radu Tudorel și din partea grupului UNEPR, doar la supleant, domnul Iacoban. Coban la supleant. Auzi să nu știu aici cu drumul, nu? Comisia de Transport. Pe rog, Comisia de Transport, prin toate drumurile. Tudorel, vrea să nu rămâi și drumul. Spune, domnule. Mă retrag de la problemă. Deci de la Troleibuzul, dumneavoastră vă rămâne doar Mihai Alexandru și Sfântul Constantin. Nica v-ați zis retrage. Rămâne doar Mihai Alexandru și Sfântul Constantin. Deci, dacă mai permiteți, mai citesc o dată lista ca să nu fie niciun fel de dubiu. La Oșloveni. La Oșloveni.
reprezentantul la Comitetul Director al Centrului de Îngrijire și Asistență Oșloveni, Mihai Alexandru. La Biblioteca Chirilean, Cruteanu Vasile. La Consiliul de Administrație, Centrul Școlar Alexandru Roșca, Ploscaru Vasile Ștefănuț. Aga la Trolebuzul, Mihai Alexandru și Sandu Constantin. La Drupo, Smarandi Adrian, Tapalagă Cristian, Cristian și Vasiliu Moise Daniel. La Paser, Șerban Ciprian și Antochi Alien. Vă retrageți și dumneavoastră? Da. Băi, lasă-mă, suscitaia asta e bună, care-i problema? La... Rămâneța. La Urtrans, Vasiliu Gheorghe și Vasiliu Moise Daniel. La Comisia de Orientare Școlară, Dan Vasile Constantin. Titular la Comisia de Paritară, Radu Tudorel, supleant Iacoban Constantin. E corect? Da. Corect, vă ia în față. Ori până... Domnul președinte, buletinul. Până scrie eu buletinul, ar dori să fac un amendament. Nu v-ai votat odată. Deci ar dori să fac un amendament. În locul formularea de la articolul 8 se modifică. Articolul 8 va deveni articolul 9, iar articolul 8 va da la următoarea formulare. Se abrogă articolul numărul 1 din hotărârea numărul 18 pe 2013. Hotărârea Consiliului Județean. Consiliul Județean. Da, o să supunem la vot. Amendamentul. Supun la vot amendamentul domnului Dan Vasile Constantin. Nu. Amendamentul domnului Dan Vasile Constantin. Cu 29 de voturi pentru o abținere și unul împotrivă, amendamentul a fost aprobat. Bun, putem trece la punctul 3, pe acest lucru, da? La punctul 3 am urmărit. Domnul președinte, dacă permiteți, pe La punctul 3 al ordinii de zi este scris proiectul de hotărâre privind asocierea județului Neamț cu Asociația Cluj Sportiv și Arnaud Piatra Neamț. Domnul președinte, 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 domnul la punctul 2 la ordine de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană de Sport și Tineret. Rog Comisiei Sprijinirea poate anunța în acest proiect. Bugetul. Aviz favorabil. Cultură, activități sportive. Aviz favorabil. Juridicul. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 3 al ordinii de zi este scris proiectul de hotărâre privind asocierea județului Neamț cu Asociația Cluj Sportiv și Arnău 05 Piatra Neamț. Rog Comisiei Sprijinirea poate realiza în acest proiect. Bugetul. Aviz favorabil. Cultură, activități sportive. Aviz favorabil. Juridicul. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 27 de voturi pentru, 4 împotrivă, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi se scris proiectul de hotărâre privind asocierea județului Neamț cu Inspectoratul Școlar Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog Comisiei Sprijinirea poate realiza la acest proiect. Buget. Aviz favorabil. Cultură, învățământ. Aviz favorabil. Juridicul. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 28 pentru, 4 împotrivă, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi se scris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Cinților Fărăvări Piatra Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog Comisiei Sprijinirea poate realiza la acest proiect. Bugetul. Aviz favorabil. Cultura. Juridicul. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Ce
Mă avem și eu de dimineață tot în ședință. Cu 30 de voturi pentru, unul împotrivă și o abținere, hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi se înscris proiectul de hotărâre de acordare unui mandat special persoanelor puternice să reprezinte Consiliul Județean Neamț în cadrul adunării generale acționare societății comerciale Turnei Buzu. Iesa, rog comisiei să intre rapoarte vizare la acest proiect. Bugetul. Aviz favorabil. Juri. Următorul amendament. Da. Articolul 1 să aibă următoarea formulare. Se acordă un mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Județean Neamț în cadrul adunării generale acționarilor a societății comerciale Turnei Buzu Județean Neamț pentru majorarea capitalului social cu suma de 1.054.460 lei. Să dispară aliniatul 2, rămânând întreg articolul 2. În unanimitate, acest amendament a fost aprobat de cei 7 consilieri din Comisia de Buget. Supun la vot amendamentul. Supun la vot amendamentul. Aia trebuie să-și facă un pătrivă. 28 pentru, 4 împotrivă. Înainte de a trece la vot, am câteva observații privind materialul care ne-a fost prezentat în anexă. Este vorba de raportul... raportul de expertiză contabilă, care are niște greșeli flagrante. Eu mi-am pus întrebarea, în primul rând vreau să precizez că voi vota acest proiect de hotărâri. Dar mi-am pus întrebarea de ce se dorește lucrul acesta. Răspunsurile primite de la cei pe care i-am întrebat, nici nu cred că au fost corecte. Și mai mult, în raportul de expertiză contabilă sunt câteva greșeli. La punctul 1.3 se vorbește de faptul că un număr de 63 de facturi fiscale emise de către Consiliul Județean Neamț în perioada 5-10-2008, 5-10-2013. Consiliul Județean n-a emis niciun fel de factură pentru Turnei Buzu. Nu știu de unde a spus doamna expert contabilă treaba aceasta. Îmi propuneți. Nu, eu spun că acest raport nu este făcut profesionist, atât a spus. Concluzia este corectă. Concluzia este corectă, dar argumentația este în afara oricărui... Concluzii pot să fie corecte, dar dacă în baza... În afara oricărui logici. Nu. Faptul că se spune la articolul acesta 1.3 Consiliul Județean a emis un număr de facturi, iar la punctul, la pagina 3-a, se vorbește de faptul că sunt 63 de facturi, dar nu emise din Consiliul Județean, ci emise de BRD IFN SA, Societatea de Leasing. Iar în același timp, nu cred că în data de 17.07.2013, hotărârea AGA vorbește de faptul că se majorează capitalul cu 1.054.460 de lei, pentru că această sumă este la 31.10.2013 și nu aveau cum să știe în luna 7 ce o să întâmple în luna 10. Deci, ca atare, concluzia este corectă. Este... Dar argumentația nu este, sunt niște omisiuni, niște greșeli. Și eu cred că... nu trebuie să trecem peste asta. Nu, domnul președinte, eu cred că societatea respectivă nu-și merită blazonul de, ce spune aici, expert contabil. Domnul președinte, în prelungire, vin cu un alt argument. Eu vreau să vă spun că de luna iulie, în fiecare lună, Comisia de Centru a Societății Troleibuzu a emis analize și rapoarte de înaltă ținută și înaltă factură care au fost toate depuse la Consiliul Județean. Nu știu pe cum de pe ultima sută de metri nu s-au mai băgat rapoartele Comisiei de Centru, s-a băgat acest raport de auditare care noi nici nu prea știm. Deci vreau să spun că rapoartele comisiilor de cenzori au fost foarte corecte și profesioniste. Asta nu s-a dat. Bun. Acum ce să înțeleg? Treceți în locul meu. Și unul spune că cel care e raportul de expertiză, că în fața legiuitorului te duci cu raportul de expertiză la o adică. Acum aveți suficient... Poate fi și supra-expertiză. Da, poate fi și supra-expertiză, dar noi, la ora actuală, suntem în posesia unui raport de genul ăsta. Tot face lui. Fiindcă aveți atâta experiență. Ce propuneți? Ce-am cerut de jumătate de an, patrul de bun. Asta pot. Dar vis-a-vis, nu, vis-a-vis de raportul de expertiză, clar să înțeleg. Dumneavoastră, dacă ar fi la firma voastră privată, ce ați face? Nici nu aș proceda în felul ăsta.
Nu mai comentă. Aș dori, dar atunci, eu vreau să vă spun un pic, dacă să mă informez. Dar dați un pic, domnul Bobuceanu, atât timp când dar vă dau cuvânt, nici o problemă. Acolo avem AGA. Acolo, acum, în situația noastră, treaba asta, avem un inițiator. Și trebuie să vedem, să-i dăm cuvântul, de ce spune inițiatorul. Nu? Logic. Da, domnule președinte, mulțumesc. Ținând cont că este o creanță certă, lichidă și exigibilă, cu această greșeală, dar trebuie să ținem cont că este o greșeală de formă și nu de fond, în condițiile în care, la pagina 2, s-a făcut această eroare că aceste facturi fiscale au fost eliberate de către Consiliul Județean și în pagina 3 revine și spune că aceste facturi au fost emise de BRD. Consider că se poate corecta și nu cred că trebuie făcut un caz în acest sens. Suma este aceeași și oricând pot veni cu expertize și... Vă puneți de acord cu domnul consilier. Așa este și domnul consilier, dar Constantin are perfectă dreptate. Noi contestăm profesionalismul domniei sale, dar ținând cont că am discutat, s-a recunoscut că orice greșeală... Supun la vot amendamentul. Proiectul cu amendamentul. Noi putem un pot intra cu nu, nu, dar mi-a spus care-i treaba, doamna Bocanu. Vreau doar să vă spun atât, dacă se va mai face un raport de expertiză la solicitarea Registrului Comerțului. Și atunci se vor face îndreptările necesare. Asta Registrul Comerțului în care? Deci, da, noi. Da, da. Bun. Deci, cu 26 de voturi pentru două împotrivă, două abțineri, hotărârea a fost aprobată. La punctul 7 al ordinii de zi se scrie proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județean pentru anul 2013. Rog comisiei să prezinte raport detaliat la acest proiect. Bugetul. Aviz favorabil. Juridicul. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. Acum am trebuit să ne aflăm cu buletinile. Dar până atunci, iată că, timp și în vreme a sărbătorilor de iar, și am plăcut, avem ocazia să împărțim și nu cadouri, nu uita asta. Deci, fiecare consilier, inclusiv secretarul județului, va primi câte un mod gratuit, câte o tabletă, și când ne modernizăm, am spus cu lasă gratuitatea pentru procesul de anul peste 5 ani și cred că e bine să intrăm într-o normalitate a lucrurilor. Și în perioada când sunteți consilieri, aveți placheta. La urmă, de la voi, nu? Vă rămân pe jos. Deci, dacă îi ghiti tot. Ideea este că... O să dă la toată când dă joa de casă. Dacă îmi permiteți, ideea este că noi trebuia să facem totdeauna convocările ședințelor în scris, întrucât ar fi în poștă, ar fi fost mult prea greu, și pentru că niciodată, pentru operativitate, s-a întâmplat prin telefon și ca să nu mai fie niciun fel de discuții și de alte, eu știu, inadvertențe, s-a concluzionat că e mult mai ușor prin convocarea, prin scris, prin această metodă electronică, cu confirmarea cu căsuțe, fiecare veți avea căsuță de mail acolo și veți putea confirma primirea tuturor documentelor, convocării, acesta este scopul. Și ordine de zi și materiale și putem fi online întotdeauna, să putem discuta inclusiv noastră cu cetățenii. Deci undeva asta a fost intenția de la care s-a pornit. Și o să am rugămintea. Hai să trecem rapid cu la vot, cu toată treaba asta. Și vă mărturisesc sincer mâine. Eu fac ca să fac economii, că totdeauna a fost unii mă caracterizează scârcit, altfel nu știu, dar Dumnezeu știe. Mâine și Sfântul Neculai și ziua de naștere. Din vremea comuniștilor, îmi spune unul, mă spune cum era atunci la prima secretară, zice, uite, hai să vă doresc Sfântul Neculai și orice. Mă cheamă, cum era doamna prin secretară, vreau să-l pătorim niciun Sfântul Neculai pe așa prins. Sfântul Neculai, uite, a fost Sfântul cu 6 decembrie. Uite, domnule, zice și mine, nu începe cum pune și prostii. Așa că, vă rog, după ce terminăm, și presa și toată lumea, Nicola, aici o să dăm o cuvânt. Domnul președinte,
dacă mi-i gândit și eu țin să vă mulțumesc personal pentru urările din această istorie. Este o metodă de frumoasă ideală și țin să vă mulțumesc și colegilor mei, pentru că și eu sunt tot în această la fel, la toți Sfinții Reguzai și domnul Antoni. Dar și ziua de naștere, am avut-o și vă mulțumesc. Rămâne, la fel la toată lumea. Și oameni buni, ce-mi viață, trebuie să gândești pozitiv. Și totdeauna, cum spunea Creangă, cele rele să se sperie, cele bune să se adorice. Cu asta, lăsăm părțile mai puțin plăcuse și trebuie să rugăm bolul Dumnezeu să fie din tine și încolo. Comisia de calitate, domnul Vasilori, sunt pletinile corecte, sunt înscrise tot corect, da? Haideți, vă rugăm. Doamna Arcan,
Se pregătește domnul Burceanu. Alexandru Roșca, domnul Toscanu Vasilește Bănuț, datorile buzul domnului Alexandru și domnul Sandu Constantin,
la grupul domnul Smarande Adrian, Catalogă Cristian, Vasileu Moise Daniel, Asep Șerban Ciprian Constantin, Antoche Alin Manuel, la Ultrans Vasiloiu Gheorghe Vasileu Moise Daniel, la Comisia de Orientare Cipălată domnul Dan Vasile Constantin, la Servicii Transport, Dona Vadu Tudorel, Suplian Iacoban Constantin. A fost 32 de voturi exprimate, 32 de voturi valabile. Rezultatele au fost următoare. La Centru pentru Îngrijire și Asistență Europene, domnul Mihai Alexandru, 29 de voturi. La Biblioteca Chirileanu, domnul Pruteanu Vasile, 30 de voturi. La Centru Școlar Alexandru Roșca, domnul Toscaru Vasile Ștefănuț, 31 de voturi. La Societatea Troleibuzu, domnul Mihai Alexandru, 17 voturi, domnul Sandu Constantin, 15 voturi. La Societatea Comercială Drupu, domnul Smarande Adrian, 25 de voturi, domnul Tapalagă Cristian, 23 de voturi. Domnul Vasileu, 12 voturi. La Apaser, domnul Șerban Ciprian Constantin, 20 de voturi, domnul Antoci Alin Emanuel, 12 voturi. La Ultrans, Vasileu Iori 24, Vasileu Moise Daniel, 11. Comisia de Orientare Profesională și Școlară, Dan Vasile Constantin, 29. Pentru Comisia de Transport, titular Radu Tudorel, 30 de voturi, Suplian Teacovan, 32 de voturi. În urma voturilor obținute, s-au validat următorii colegi. Domnul Mihai Alexandru, pentru Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlovene. Domnul Puteanu Vasile, pentru Biblioteca Județeană Chirileanu Neamț. Pentru Centrul Școlar de Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piața Neamț, domnul Poscaru Ștefănuț. Pentru Societatea Comercială Trebuzul, domnul Mihai Alexandru. Pentru Societatea Comercială Drupo Neamț, domnul Smarandei Adrian. Și Tapalagă Constantin Cristian. Pentru Compania Apaser, domnul Șerban Ciprian. Pentru Asociația de Dezvoltare de Comunitate Ultrans, Vasiloi Gheorghe. Pentru Comisia de Orientare Școlară și Profesională, domnul Vasile Dan Vasile Constantin. Pentru Comisia de Paritate în domeniul transportului, titular domnul Radu Tudorel și domnul Iacoban Constantin. Mulțumesc, sunt în comisie. Domnul Vasiloi, este o greșeală, cred că undeva la Ultrans, pentru că 24 de voturi Vasiloi, Vasiliu 11, 35, nu știu poate. Ideea trebuia clarificată de la început, în sensul că era în mod obligatoriu să se voteze o singură persoană și să se taie. Au rămas două voturi, ar fi trebuit să le anulăm. Nu s-a făcut această precizare înainte de votare și atunci am considerat vot valabil și pentru unii și pentru alții. Deci asta am considerat că diferența foarte mare n-a mai anulat în mod normal. Nici nu s-a spus înainte de votare, trebuia să se rețină foarte clar unde era un vot sau două sau trei. Sunt la vot proiectul de hotărâre. Cu 28 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri, hotărârea a fost adoptată. Nemai fiind alte... Domnul președinte, o secundă, da? O secundă, da? Pentru că astăzi am intrat în era informatică. Da, nu vreau să transmit... Și aș ruga așa. Noi vom avea fiecare dintre consilieri o adresă de poștă electronică pe domeniul Consiliului Județean. Întrucât uzual folosim alte adrese de poștă electronică, aș dori să fiți de acord ca orice corespondență pe care o primim ca și consilieri județeni să fie făcută ca adresă de poștă electronică adresa fiecăruia de pe domeniul Consiliului Județean și pe adresa de poștă electronică personală. Pentru că nu o să ne uităm în fiecare zi pe adresele de pe domeniul Județean. Da, aveți dreptate, adică la Consiliu vă uitați mai puțin, vă uitați. Se poate redirecta la Deci, domnul Vasile, dacă acolo, o să scrie mențiunea aceasta cu votul de la Consiliu. Nu zici că o fost ceva... Bun. Să ne mai fi date probleme, este clar închisă ședința de astăzi și vă invit alături să luăm o mare cu lucru. Vă mulțumesc. Aveți